Domnul Bădescu, cum interpretați această discuție, iată, lansată de Rusia, privind o eventuală pace, păstrând momentul ăsta? Este și o teamă cumva că va veni cumva ajutorul acela de miliarde de armament și s-ar putea cumva să se întoarcă situația pe front? E o situație convenabilă pentru Rusia în momentul de față. Da, mi-e greu să spun, pentru că nici n-am auzit declarația în original, ca să zic așa, că asta e este foarte în original. Greu. Și știu că în război, în orice conflict, în foarte rare cazuri există doar o singură parte vinovată și știu că primul care are de suferit e adevărul. Deci, în general, treaba e probabil pe la mijloc. Problema mea e mai mult de tip strategic, să zic așa. Adică doi vecini se ceartă, unul mai puțin mai slab decât celălalt. Și cel mai slab decât celălalt îl provoacă pe celălalt mai puternic. Și după aceea zice, cheamă în ajutorul lui pe ceilalți vecini, deși el n-a contribuit cu nimic, ca să-l apere. Să aloce toți ceilalți vecini resurse ca să-l apere pe el, deși el a fost cel care a provocat inițial. Înțelegeți? Pentru că a venit Ucraina prin liderii ei politici și au zis vreau în NATO. Înțelegeți? Deci cumva asta a avut un astfel de tip de rădăcină. Dacă asta și eu vin și spun, eu sunt un vecin NATO, neutru, eu sunt, european... dar n-a spus cetățeanul ucrainian. Eu sunt un vecin neutru care îmi vedeam frumos de treburile mele și care mi-alocam resursele la mine în curte. Și acum mă văd că trebuie să aloc resurse pentru un conflict care nu e al meu. Din punctul ăsta de vedere al reprezentantului, eu nu sunt reprezentantul intereselor României, dar vreau să vorbesc ca un român acum, da? Mi se pare un pic nedrept că sunt atras în chestiunea asta, că aloc resurse, că garantez împrumuturile lui. Deci toate chestiunile astea eu le fac. Nici nu mi-am întrebat populația dacă e de acord cu chestiunile astea. Deci mi le-am luat așa pe persoană fizică, conducerea statului, și am ajutat. Dar cam cât pot să ajut? Mai rezolvă și tu, frate, singur problemele, că tu nu ai plătit asigurare. Eu am firmă de asigurări și tu n-ai plătit cota ta de asigurări, că tu nu ești în NATO, nu ești în UE. Ce mă tragi pe mine aici să suport eu costurile? Că tu n-ai contribuit nici la NATO, nici la UE. Acum mi-ai creat niște probleme. Deci, strict în perspectiva interesului României, ca mi se pare un pic că suntem într-o zonă în care n-ar trebui să fim. Asta este senzația mea. Nu sunt expert militar, nici nu vreau să intru prea mult în că nu sunt nici putinist, nici nu, dar adevărul e pe la mijloc. Nu sunt rusofil, nu sunt putinist, vorbesc din prisma interesului strategic al României, așa cum îl văd eu ca cetățean. Argumentat. Argumentat domnul Rusu. Domnul Rusu, ce părere aveți? Chiar sunt domnul curios. Domnul Rusu, argumentat în acest context... Trebuie să vedem puțin dincolo de aceste mesaje. Vorbeam și despre întâlnirea asta care va avea loc. Vorbim și de ceea ce a spus domnul Bădescu. Până una alta, vedem că se creionează tot felul de mesaje cu tentă și politică la nivelul Uniunii Europene, pentru că exact cum ați menționat într-un material anterior, există tot felul de partide cu tot felul de nuanțe în privința acestui conflict. Și cred că multe dintre mesajele pe care le dă Vladimir Putin în momentul de față au o bătaie mai mult politică în interiorul Uniunii Europene și în interiorul țărilor membre NATO decât niște lucruri pe care le putem lua în seamă din punct de vedere al tratatelor internaționale care ar putea fi semnate. Da. Deci prima chestiune, domnule Bătescu, ceea ce a făcut acum guvernul României, inclusiv președintele României, și să știți că eu nu sunt un susținător
Și, ba din contră, sunt critic la adresa gafelor pe care le-a făcut guvernul, la adresa gafelor, declarațiilor pe care le-a făcut Klaus Iohannis. Dar în acest context, cred că strategia Alianței Nord-Atlantice NATO, în care face parte și România, este aceea de o prevenire a unei escaladări, pentru că Ucraina este la doi pași de noi și de partea occidentală. Și atunci, după ce am asistat la 2014, la preluarea, nu la preluarea, la ocuparea Crimeei, după ce am văzut toate nenorocirile din Ucraina, după ce am văzut cum au fost copiii luați ostateci, cum am femei violate, industrie, spitale, grădinițe, case de copii bombardate. Deci s-a ajuns până acolo încât vorbim de crimă și de crimă împotriva umanității și de genocid. Și atunci lumea liberă s-a pus în gardă și a spus: dom'le, nu putem să stăm acum pasivi, pentru că ni se poate întâmpla și nouă. Ucraina este un tampon între Rusia, între România și între partea cealaltă a Europei, cu Polonia, cu Slovacia, cu Ungaria, până în Occident. Aceasta este logica occidentală pe care eu vă transmit aici, da, care este promovată zi de zi. Da, bună, da, da, declarativă. Sunt de acord că asta e logica declarativă, dar realitatea e un pic mai nuanțată. Eu cred că e o mare bătaie pe resurse pe acolo. Și cerearele ucrainiene nu sunt ucrainiene, sunt de fapt ale altor companii, adică substraturile sunt un pic altele față de ce se declară. Dar eu am intrat în NATO, noi avem o societate de asigurări, sunt de acord, e atacată Polonia, trebuie să mă bag și eu. E atacată România, trebuie să se bage și alții. Punct. În momentul în care vin cu această așa zisă prevenție, deschid foarte multe fronturi. Adică nu e ce facem, e un jandarm care intră peste tot, nu e provocat și își bagă nasul și mai mult decât alianța. Adică e un pic discutabilă chestiunea asta, da, sincer vorbind. Vă mai dau un argument. Atunci când o țară atacată cere ajutor altora, poate fi ajutată. Poate fi, da, este poate exact. Fi. Dar da, nu e o obligație. Da? Nu e o obligație. Nu. Am spus poate fi ajutat. Da.